de pedagogie creștină. Iar ei spun și ce trebuie să aibă un creștin în casă. Cum noi trebuie să avem, iată, ne zgârcim, cumpărăm cine știe câte lucruri frumușețe în casă, dar noi avem viețile Sfinților, ca să știm în fiecare seară viața, că uneori într-o seară trebuie să citești și două, trei vieți din Sfânt, dar măcar una citești. Să vedeți ce important este, să citești viețile Sfinților. Deci asta ar fi un început, cum călugărilor li se recomanda să citească patericul egiptean, patericul sinaitic, iarăși niște vieți din Sfânt. Asta nu înseamnă că chiar nu trebuie să pui, părintele Augustin, super dacă e în carcere de fapt. Chiar nu trebuie să pui mâna pe ceva care e inaccesibil. Pune mâna și încearcă și-l citește pe Dumitru Stăniloae. Vezi ce complicat este. Este filosofie. Dar mie îmi place și mă încăpățânesc și înaintez de capitolul care le înțeleg eu puțin și găsesc câte o floare înflorită frumos, mă mulțumesc cu ea, scot citatul, scriu pe o fișă și mă bucur și aștept să cresc duhovnicești până la vârsta aceea când am înțeleg mai mult. Dar pentru asta nu trebuie să fim mândri și să nu citim lucrurile elementare.